Înainte de toate, domnule deputat Cristian Dumitrescu. Să rog mâna, mulțumesc foarte mult, Corina, această superbă doamnă a cântecului românesc, care iată a venit și aici, în Vrancea noastră, cea frumoasă, ca să ne bucurăm alături de toți vrâncenii din Valea Sării, cărora le spun Hristos a înviat. Adevărat a înviat! Și le urez tuturor Elenelor și Constantinilor la mulți ani cu sănătate, cu succes, cu bucurie și prosperitate. Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean, vă transmite salutul lui și dorința de mai bine pentru toți râncenii de la București de data asta, pentru că dacă nu stai pe lângă guvernanți, nu ai cum să obții bani pentru drumurile, pentru toate lucrurile bune pe care le vom face împreună cu Nicu Bercuci, aici la dumneavoastră, în Valea Sării. Un tânăr care a dovedit în acești 4 ani că merită pe deplin încrederea președintelui Marian Oprișan, a tuturor colegilor din conducerea PSD și USR, un tânăr care promite foarte mult, în sensul că va face foarte mult în viitor, pentru că vă spun foarte clar, este omul faptelor, vorbește puțin, promite puțin și face mult. Vorbe, nu fapte. Iată care este deviza și a lui Dragoș Bârlădeanu, pe care îl invit la microfon. Vă mulțumesc, domnule deputat, este o deosebită onoare pentru mine. Bună ziua, oameni buni, și Hristos a înviat! Suntem extrem de onorați, atât eu cât și colegii mei, că suntem astăzi aici alături de dumneavoastră la cea de-a 4-a ediție a Zilei Comune Valea Sării și dorim să vă urăm un călduros la mulți ani! Totodată doresc să vă transmit din partea președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnului Marian Oprișan, un călduros de asemenea la mulți ani și un salut și urări de bine și de sănătate. Din păcate, dumnealui nu a putut fi prezent aici, după cum a spus și domnul deputat Cristian Dumitrescu, fiind la București în discuții cu guvernul pentru a aduce bani pentru județul nostru. Au fost 8 ani foarte grei
cu conducerea pedelistă la putere, la cârma țării. Au tăiat pensii, au tăiat salarii, au mărit TVA-ul, au mărit toate prețurile. Copiii dumneavoastră lucrează în străinătate din cauza lor și a lui Traian Băsescu. În această cauză, domnul primar Nicu Bercuț s-a săturat și a venit alături de echipa câștigătoare, alături de USL. Mulțumim, domnule Nicu Bercuț, că vreți binele comunei. De aceea vă rugăm ca pe 10 iunie să votați Marian Oprișan, președinte al Consiliului Județean Vrancea. Să trăiască! Nicu Bercuț, primarul comunei Valea Sării. Să trăiască! Consilierii județeni și locali USL. Vă promitem o victorie zdrobitoare a USL, înseamnă pentru toată lumea un trai mai bun. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și distracție plăcută și așa să ne ajute Dumnezeu. Emoția o vedeți și dumneavoastră pe fața mea. În primul rând vreau să-mi salut electoratul. Dumneavoastră ați fost cei care m-ați încurajat întotdeauna. Dumneavoastră ați fost cei care mi-ați oferit dragoste. Ați fost cei care m-ați iubit. Ați fost cei care întotdeauna ați fost aproape de mine. Mesajul meu este unul singur și sincer. Întotdeauna v-am iubit și vă voi iubi. Nu vreau să... Mulțumesc din suflet, încă o dată îmi demonstrați că sunteți alături de mine, iar eu nu vă voi uita niciodată. Nu vreau să încurc programul artistic și dați-mi voie să prezint echipa mea, o echipă adevărată, oameni care au pus suflet pentru această comună, bărbați adevărați, oameni care... mai presus de interesul lor personal, au pus interesul comunității și au fost numai pentru dumneavoastră. N-am permis la Valea Țării să fim nici galbeni, nici altă culoare. Numai roșu. Suntem unica comună din Vrancea care suntem doar roșii. Încă o dată vă mulțumesc. Și vă spun un singur lucru. Dumnezeu dă numai după sufletul omului. Ieri opoziția se ruga să plouă. Astăzi e soare. Întotdeauna a fost soare la noi pe strada noastră și va fi. Vă mulțumesc! Visul meu a fost să fiu pe scenă cum, precum Corina Chiriac și să prezint. Mulți ani trăiască la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Mulți ani trăiască Valea Sării, mulți ani trăiască România!